Ne aflăm pe Lucrețiu Pătrășcanu, în spatele blocului T1, în locul de joacă pentru copii, unde continuăm cu remontarea blaturilor de lemn de la bănci, pe care le-am scos în vederea recondiționării. Am primit multe sesizări din partea cetățenilor care au fost speriați că au fost parcurile vandalizate. Să stea liniștiți că noi vom continua această acțiune până când toate băncile, toate blaturile de lemn vor fi repuse la loc, recondiționate. Sunt ridicate de noi, de către ADP, să le dăm o față frumoasă.